Gabriela Firea lovește din nou în guvernul Orban. Subiectul este același preferat de fostul Edil în ultima perioadă, deschiderea școlilor. Firea a făcut și o comparație între România și alte țări afectate grav de pandemie, unde școlile au rămas deschise. Gabriela Firea a postat pe Facebook un clip care ar trebui să fie revelator atât pentru guvernul Orban cât și pentru oamenii de rând. Cu o muzică de fundal desprinsă parcă din filmele cu teme apocaliptice, fostul edil al capitalei face o comparație între celelalte state afectate grav de pandemie și țara noastră. Astfel ne aduce aminte Gabriela Firea că Franța are aproape 530.000 de cazuri în ultimele 14 zile, dar are școlile deschise. Marea Britanie are 300.000 de cazuri în ultimele 14 zile dar are școlile deschise, Germania are 162.000 de cazuri, dar are școlile deschise, pe când România cu aproape 65.000 de cazuri în ultimele două săptămâni le ține închise. E adevărat că fostul primar uită să spună că nu avem chiar toate școlile închise, ci doar 4.000 din cele 17.000.